Bună dimineața, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Declarația politică de astăzi va fi una scurtă, dar care va aduce în atenția dumneavoastră și a celor care ne urmăresc un eveniment pe care președintele Partidului Național Liberal, împreună cu alți colegi, prim vicepreședintele Rareș Bogdan și secretarul general Lucian Bode, l-au desfășurat pe parcursul săptămânii trecute. Și mă refer la vizita și deplasarea pe care au avut-o atât în Spania cât și în Franța, unde s-au întâlnit cu comunități de români. Consider și considerăm că toți cei care sunt plecați din țară poartă România în suflet, indiferent de locul în care se află. Iar rolul nostru ca și demnitar, ca și oameni politici, este ca să le alocăm această atenție în fiecare clipă, nu doar în perioada campaniilor electorale. De aceea subliniez ca un punct pozitiv și un lucru care trebuie finalizat, demersul pe care l-au făcut colegii noștri pentru ca românii din Spania să aibă o dublă cetățenie. Întâlnirile pe care le-au avut cu lideri politici din Spania, precum și demersurile făcute ulterior, vor duce la un aspect care va ajuta comunitatea românească de acolo și cred că acest lucru trebuie susținut de întreaga clasă politică. Nu cred că trebuie omis nici faptul că au avut deplasări și vizite atât la agenți economici cât și în alte comunități, unde întâlnirile au avut ca și impact, practic, apropierea tuturor de către patria mamă, România. Acest lucru trebuie să-l avem ca și temei în fiecare moment în care suntem în funcția publică și cred că fiecare dintre noi ne dorim să avem o Românie cu adevărat a românilor. Vă mulțumesc!